Dacă la începutul pandemiei am avut stare de alertă și stare de urgență, astăzi avem stare de război. Dovada stă într-o fotografie. Este mesajul cadrelor medicale de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Au făcut publică imaginea unei asistente medicale echipate în combinezon de protecție, care a dormit, epuizată, într-o cutie de carton. Este radiografia unei realități dure cu care ne confruntăm zi de zi, au completat medicii. Aglomerația din secția primirii urgențe nu le dă deloc timp de respiro. Atunci când reușesc să stabilizeze un pacient, un altul este adus cu ambulanța și tot așa. Explicația este simplă. Avem 82 de pacienți doar în unitatea de primiri urgențe. Din acest motiv s-a ajuns în această situație, a declarat pentru Alef News purtătorul de cuvânt al spitalului. Iar rata de infectare și cifrele zilnice nu par să le ușureze munca. Dimpotrivă, mai mult de 20% dintre cei testați în ultimele 24 de ore au ieșit pozitivi. 10.141 de cazuri noi au fost raportate astăzi, 145 dintre ele ale unor pacienți care au mai trecut odată prin boală în urmă cu mai multe luni. Și, din păcate, 261 de români au pierdut lupta, inclusiv două tinere de 19 și 20 de ani, ambele nevaccinate, spune grupul de comunicare strategică. În acest timp s-a mai născut o problemă, tot mai mulți români încearcă să se trateze pe cont propriu, inclusiv cu ajutorul unor concentratoare de oxigen. Este o greșeală care le agravează starea, spune infecționistul Adrian Marinescu. Teama de a ajunge la spital are explicații. Comunicarea este una dintre ele. Pacienții au rezerve cât timp personalul medical evită să recunoască lipsa medicamentelor din protocolul de tratare. Faptul că în unele cazuri nu este permisă folosirea telefoanelor este, iată, o altă greșeală, spune și doctorul Ion Alexie. Care e situația din Spitalul Sfântul Pantelimon, ne spune șefa unității de primiri urgențe, Fiorela Mitoiu. Bună seara, vă mulțumim în primul rând că sunteți alături de noi. Bună seara. S-a vorbit foarte mult astăzi despre această fotografie și despre ce se întâmplă acolo, cât de gravă este situația. Cum este structurată, aș începe așa, cum este structurată zona pentru medici asistenți? Sunt atât de mulți pacienți încât sunt inclusiv în cabinetele medicilor și asistenților? Nu, în primul rând că noi nu avem cabinete ale medicilor și ale asistenților. Pentru asistenți în toată unitatea de primiri urgențe există o singură încăpere destinată lor, care este un vestiar, un loc unde practic ei se schimbă și este undeva în afara, undeva la limita unității de primiri urgențe. Deci nu este în mijloc undeva să putem introduce și acolo. Ar fi culmea să avem și acolo pacienți. Deja pacienții sunt peste tot. În unitate, sunt pe holuri, sunt în toate camerele posibile, toate zonele de așa zise urgențe minore, urgențe chirurgicale au fost transformate în zone pentru pacienți COVID pozitivi. Și pe holurile spitalului sunt pacienți, sunt aduse 4 din spital și sunt pacienți cu necesar de oxigen, fiecare cu butelia lui sau pe scaune. Cine permite situația... Atunci când situația permite, pacienții stau efectiv pe scaun. Condițiile în care trebuie să țineți cont că spitalul nostru nu este un spital suport COVID. Totuși, secția de medicală și secția de cardiologie au fost desființate și practic tot etajul 4 este transformat într-o secție pentru pacienți pozitivi cu necesar de oxigen. Și la etajul 5, jumătate din secția de ortopedie a fost transformată în secție de terapie pentru pacienții COVID pozitivi. Foarte multă lume s-a întrebat dacă în această fotografie care a fost distribuită de pagina RoVaccinare este într-adevăr o asistentă, adică dacă povestea este reală sau pur și simplu... Da, este o fotografie făcută chiar de mine. Și da, este o asistentă care nu dormea, o asistentă care pur și simplu moțăia dimineața și a găsit un loc unde să mai poată sta. Din păcate am văzut și eu comentariile de pe pagina de RoVaccinare și de pe alte pagini care au distribuit această poză. Este mai mult decât trist cum percepe lumea. Lumea are senzația că facem scenarii, afirmații mai mult decât triste, de genul un deșeu între deșeuri. Nu, nu este între deșeuri, alea sunt cutii de combinezoane. Pentru că noi avem în permanență la îndemână cutiile de combinezoane și cutiile cu halate de protecție ca să le putem schimba de câte ori este nevoie.
toate lucrurile sunt pe teren. Nu ai cum să ai lucrurile undeva într-o magazie situată la depărtare de zona în care tu ai nevoie de ele. Și medicii, faptul, unde se pot odihni după o tură din aceasta extrem de lungă și solicitantă? Atunci ne mai permitem să ne odihnim, numai că, din păcate, tot mai mulți dintre colegii mi-au spus că atunci când ajung acasă, ajung în pace și efectiv nu mai pot adormi. Și tot ceea ce se întâmplă în UPU efectiv îi bântuie. Pentru că numai trăind acolo, în mijlocul a ceea ce se întâmplă, când vezi atâta chin, atâta suferință, când nu știi ce să faci mai repede, cui să... Spunea cineva mai devreme că nu este corect să se folosească telefoanele mobile. Nu este adevărat. Nu folosesc telefoanele mobile pacienții intubați. Serios, este în comun, n-are cum să vorbească la telefon. Adică asta este o prostie. Nu folosesc telefoanele mobile pacienții care sunt ventilați cu CPAP, pentru că un efort pentru ei este un efort foarte mare de a vorbi la telefon. În schimb, noi luăm legătura cu familiile lor, îi sunăm pe apeluri video și își pot vedea pacienții, aparținători, își pot vedea persoanele, familiile care sunt internate în spital. Într-adevăr, nu avem timp să facem lucrul ăsta. Vă dați seama, prioritatea este tratamentul și îngrijirea pacientului, nu, dar și asta este o necesitate și atunci când timpul ne permite, facem lucrul acesta. Cine spune că nu se întâmplă, este o mare minciună ceea ce afirmă. Organizația Mondială a Sănătății a trimis o echipă în România pentru a vedea ce se întâmplă aici, de ce o țară care are doze la discreție de vaccin anticovid, am putea spune, nu se vaccinează. Și au mai spus ca concluzie că în ritmul actual România ar trebui 2 ani și jumătate pentru a atinge imunitatea de grup, acel procent de 70%. Cum vedeți această declarație? Dacă într-adevăr lucrurile astea așa ar fi mai mult decât trist și regretabil. Am avut în gardă o pacientă de undeva din Africa care a avut ghinionă să aibă un test pozitiv cândva prin luna iulie. Nu a beneficiat acolo fiind de vaccin pentru că din cauza numărului redus de doze pe care l-au ei la dispoziție nu se punea problema de a fi vaccinată decât după 6 luni de la pozitivitate. În schimb, noi avem doze, noi avem suficient și noi ne batem joc, pentru că noi am permis să se facă propagandă pe astfel de afirmații mincinoase, am permis ca peste tot să apară și în rețele de socializare și la televizor și peste tot gurile experte care au devenit peste noapte, așa zis, imunologii făcuți... prin sine putere, de la ei putere. Nu se poate așa ceva. Ascultă sfatul unui medic. S-a bătut mult avantiu cu domnule, nu s-au vaccinat cadrele medicale. Nu. Nu s-au vaccinat cadrele personalul auxiliar. Acum trebuie să facem diferența între raționamentul unui medic și cel al unuia care lucrează într-adevăr în spital, dar nu are nicio treabă cu partea de medicină propriu-zis. Ați spus acum, ascultă sfatul unui medic. Cu toate astea, sunt foarte mulți medici care în spațiul public, în fața pacienților, încurajează la nevaccinare, inclusiv președintele Colegiului Medicilor din România a ieșit public și a spus că propune sancționarea prin suspendarea exercitării profesiei pentru acești medici. Deci dacă a venit cu această declarație, este clar că sunt mulți medici care fac asta. Cum vedeți această situație? Nu sunt mulți medici, sunt... Nu, sunt mulți, în schimb cei care sunt foarte foarte bine mediatizați și susținuți, din păcate, de cei care n-ar trebui să facă lucrul ăsta. Mulțumim. Sunt câteva voci care sunt extrem de bine auzite și care nu scapă nicio ocazie. Dar tot acele voci, dacă este să vorbim serios, tot acele voci, în momentul în care au persoane COVID pozitive și activează toate liniile posibile să consideră că ar trebui să beneficieze de ceva avantaje. Că da. Sunt din partea lor. Nu există avantaje. Toată lumea este tratată la fel.
Ministrul de Interne Lucian Bode a venit cu această declarație în care a spus că atât cei care falsifică certificate de vaccinare, cât și cei care le folosesc, vor face pușcărie. Cum vedeți această declarație și dacă considerați că... Bun. Este un lucru care este mai mult decât susținut. Da, pentru că o astfel de persoană ne flutură un certificat verde că este vaccinat, el de fapt nu este, are acces peste tot și el poate mai departe să fie responsabil pentru infectarea multor altor persoane din jur. Persoane care iar este o mare greșeală și lumea trebuie să înțeleagă în momentul în care ai ajuns să fii, să-ți faci singur un test acasă, că foarte mulți își fac singur, își procură de la farmacie, își fac un test, consideră că sunt pozitiv și trag. Efectiv trag de ei. Și vin în stadii extrem de avansate. Noi nu mai avem acum în UPO, foarte rar mai găsim pacienți cu afectare pulmonară în procent, să zicem, 10, 20, 25%. Marea majoritate, nu vreți să știți că vin acum cu peste 75, peste 90% afectare pulmonară. Ce să mai facem? Că oameni suntem. Și ei, ca și resurse, și noi, ca și capacități. Indiferent, în momentul în care plămânii tăi de persoană de 70, 70, 80 de ani sunt peste 75%, 80% afectați, credeți că lucrurile vor avea un final fericit? În actuala situație în care ne aflăm și în felul acesta în care este gestionată pandemia, când estimați dumneavoastră că am putea depăși acest val 4? Nu știu, noi sperăm ca toată nebunia să... Adică visăm să mai dureze cel mult o lună. Dar noi, la cum evoluează lucrurile în ultimele zile, nu cred că se va termina prea curând. Ce? Pentru că toți acești pacienți care intră acum, zilele astea, azi, mâine, ieri, care au intrat în camerele de gardă, gândiți-vă că au nevoie de mult timp pentru a putea fi trecuți peste. Ați fost în seara asta alături de noi și ați povestit niște lucruri așa, mă rog, de groază, dacă am putea să le numim. Cu toate astea, nu ne vaccinăm. Ce ne-ar putea convinge să ne vaccinăm, să atingem acel procent de 70%, pentru că pare că nimic nu funcționează? Nu știu. Efectiv nu știm. Se spune, domnule, dați imagini. Am dat imagini. Lumea este mai mult decât... Încep să cred că este rea. Dacă dau o imagine, dacă dau o poză, nu pot face filmări efectiv, pentru că nu există acel acord, acel drept la intimitate al pacientului. Dau o poză, ați făcut scenarii, dau un filmuleț, nu este adevărat, am trimis poză cu o asistentă, nu este adevărat, nu doarme, nu face. Este extrem de reticentă. Nu știu ce s-ar putea face. Poate efectiv să iei pe cineva și să vadă live și să transmite și lumea tot nu crede. Lumea tot nu crede. Nu poți să vii tu, persoană în vârstă de aproape 80 de ani și să-mi spui că nu m-am vaccinat pentru că am auzit de la televizor că o să rămân sterilă.